Mult a fost, puțin a mai rămas până la final, iar căsătoria a început să devină cu adevărat cel mai important subiect din casa mireasă. Știți că până luni trebuie să depunem actele. Și ce am zis că pe Bogdan? Am zis, vai... Nu l-am întrebat, dacă atunci când m-a cerut, s-a gândit ca să facem pasul aici. Și-a zis, crede-mă, nu m-am gândit la asta, pur și simplu am simțit, am făcut. Și am zis, de ce nu m-ai întrebat acolo? Vrei să te căsătorești cu mine și să faci pauză peste 5 ani? Că spuneam nu. Și să faci pauză peste 5 ani? Nu. Eu am zis atunci când... Când cu Logodna. Da. Și zice, am făcut ce am simțit. Am simțit. Și zic, te vezi cu mine în viitor? Și zice, da. Am zis, de ce nu m-ai întrebat atunci? Zic, vrei să te căsătorești cu mine peste 5 ani? I-ai zis? Mm-hmm. Și ce a zis? Nimic. S-a apucat de râs. Atunci a zis, și ce răspundeai? Nu. Dar cu tot azul, căsătoria rămâne un pas fundamental în viața unui om. Iar asta se simte și în speculațiile mamelor. Deja două cupluri sunt sigure. Voi și Liviu. Eu am zis, la ei e 100% sigur că se întâmplă la Liviu și la Maria 92%. Procentaj exact. Și la ei tot 100%. Și la ei. Stai cu minte. Eram sigură și la Iza cu Blaze, dar acum Blaze unde e cu gânditul, dar până acum 2-3 zile eram chiar 100% că și... Adică 2-3 zile când a fost ultima Doamne, dată. Doamne ajută din punctul meu de vedere să fie toate cuplurile să... Și voi. Noi. Dar auzi, dragă, că n-a venit să mărite aici. Da, de ce? Nu ne cunoașteți. Noi vrem să mai stăm puțin de vorbă. Bara. Da, puțin, două săptămâni. N-ai văzut și-au făcut gânduri, pleacă la munte, pleacă la mare, pleacă să cunoască pe mami, pleacă avem multe în Londra planuri. O săptămână. Și formă, vede cum se... Păi nu, vede cum reacționează unul cu altul și atunci... Uh-huh. Și mi se pare foarte normal să fie așa. Mai ales că noi n-am fost cuplați de la începutul emisiunii. Și ce schimba? Nu schimba, dar era mai mult timp totuși de... N-ai văzut că la ei au fost la fel decât că n-a fost sărutul, păi dar în rest... Doamna Daniela n-a spus că sunt prieteni. Păi cum zicea și ea, trebuia să o susțin pe ea, nu? Nu zicea ea mereu prieteni, nu trebuia să o susțin? Cine păi o susține? Asta era atunci, că doar nu era mai mult de atât. Cred că a spart Adelina televizorul ieri. Nu. No. Arunca pe geam ca la meciurile de fotbal. Alina, nu cred că se mai uită. Nu o să mai uită, dar să uită pe YouTube, că a aflat de la prieteni. Se uită din curiozitate, nu spune. Și oricum n-a spart-o, înjură pe ăștia, pe amândoi îi spurcă. Da, păi ce să zic, să... dacă asta e treaba și așa stau lucrurile, asta e. După cum am zis și azi în live. Eu sunt sigură că acum că a fost situația să fie în emisiune, dar toți bărbații au avut înainte o relație sau două sau trei eșuate. Sau cinci. Dar ce relație a fost, mă, între ei? Eu nu văd relația. Păi a fost acum. S-au lăsat la alții cu... Cum să nu fie? Căsnicie de 10 ani, cu copii, cu avere. Dar la ei ce a fost, mă? N-a fost 24 cu 24... Bot în bot. Da, Daniela, unchi mi s-a despărțit de mătușii mea după 20 de ani. Și atunci? Fapt. Suferi pe moment și pe urmă în timpul strece, că doar nu o să... Ce 20? Se despart ei păi eu ce bolșoroși, bătrâni. Păi după 25 ea? De ani, dar mite. Păi cum a zis mai ales. Eu ce-am găsit aici, nu cred că găseam afară. E, nu. Nu cred. N-ai căutat, dar găseai și afară. Nu cred. E, nu. Măi, ce compliment. Îl ții pe Alin din compliment în compliment. Încerc să nu-i le spun lui, că îi se urcă la cap. Le spun... Așa e de valoros? Nu găseai afară ca el? Nu cred că găseam ca și Alin afară. Nu cred. Nu știu. Nici acolo, în Londra. Nici în Londra. În Londra cu atât mai puțin. Nici eu nu mă gândeam să găsesc o persoană cu care să mă înțeleg atât de bine. Și chiar cred că... Pentru mine, fi împreună mult timp. Pentru mine e foarte surprinzător. Eu chiar nu mă așteptam. Am spus de la început că da, mi-aș dori să-mi găsesc pe cineva în casa mireasa, dar nu mă așteptam. E o surpriză și acum mă uit la el așa, văd că suntem împreună, mă gândesc, Doamne. E real, să știi. Poți da. Pune mâna pe el. Pune deja. Da, pe de altă parte, doamna Daniela, n-ar trebui să mai vorbiți de Adelina, pentru că până la urmă fata a plecat, asta s-a întâmplat. Sunt Alina. Da, probabil că suferă. Da, nu-i frumos să râzi de suferința unui om. Dar nu a fost cu răutate, nu. Pur și simplu am spus ceea ce am gândit. Cu siguranță mi-a picat bine
Nu, n-ai spus-o așa. Dacă ai fi spus-o așa, ar fi fost. Și am zis că n-are ce să sufere, că s-au despărțit după 20 de ani, după 10 ani de căsnicie cu copii. Dar chiar sunt foarte curioasă cum va fi, pentru că știu că la, în sezonul trecut, la finală, au venit și, cred că, aproape toți concurenții care au intrat de la început în casă, că, mă rog, le-a făcut plăcere să se revadă. Sunt curioasă cum va fi acum. Câți dintre foștii concurenți o să vrea să vă fie alături în ziua finalei? Pe cine ați vrea să revedeți, apropo? Roxana. Roxana. Valentin. Anatea, Valentin. Valentin a mai venit în vizită. Costinela. Costinela. Dea. Pe toți. Dea. Toți, toți. Emil. Cred că băieții vor veni toți. Cred că fetele nu. Vor veni toate. Cine nu o să vină? Nu cred că o să vină Roxy. Nu cred că o să vină Costinela. Eu cred că o să vină. Roxy o să vină sigur. Poate o să vină, dar... De ce? De... Pentru că... Nu. Ionuț are o relație sau... Nu, 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 nu. Nu cred așa. Da. Roxy, da, cred că va veni sigur. Dar Roxy, nu cred. Aha.